Bună, drăguții mei, bună, sufletele mele frumoase! Facem astăzi detalarea pentru Capricorn, pentru luna mai. Și haideți să vedem ce evenimente importante apar pentru Capricorn. Care este etalarea Capricornului? Nu o să vă rețin mult, o să fac o etalare scurtă, facem doar un rezumat al lunii mai. Dacă ești Capricorn sau ești interesat de un Capricorn, bine ai venit la masa mea! Ia să vedem ce avem aici. Și avem călătorie. Un eveniment important, o dată de 5, poate de Paști. Te duci undeva. Mai văd aici o legătură strânsă cu divinitatea, cu universul. Un drum. Unde pleci? Unde pleci tu? Unde pleci? Că și eu vreau să plec. Și eu m-aș plimba. Bun. Deci cam ăsta e evenimentul principal pentru tine. Data de 5 este chiar Paștele. Da, poate de Paște mergi undeva. Ce alte evenimente importante sau cum ești tu în perioada asta? Și văd aici că îți creezi noi conexiuni. Îți creezi noi conexiuni, întâlnești oameni noi. Conexiunile sunt foarte bune, să știi. Foarte, foarte bune. Văd că ai o discuție interesantă în legătură cu... te apropii mai mult de divinitate cumva, ești o persoană credincioasă sau ai o discuție interesantă cu cineva pe o temă religioasă, mai văd și asta, foarte stabilă, foarte calculată, ești în perioada asta sau calculat, cu cine ai tu de a face, cu o altă energie generoasă văd aici, primești, oferi și primești. Ceea ce oferi, se pare că aia vei și primi din partea unei alte persoane. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți Capricorn bărbați, văd aici că vei întâlni o femeie generoasă. O femeie care îți oferă ceva. E un dar pe care tu îl primești din partea cuiva, unei energii feminine. Poate fi oricine, nu spun neapărat că gata, iubită sau parteneră sau nu. E o femeie, o energie feminină care îți oferă ceva, un dar. Darul ăsta poate fi de multe feluri. Poate fi material, poate fi spiritual, poate fi, nu știu, vorbă bună, un ajutor, ceva frumos. Ok, hai să vedem. Și pentru tine am ales acest pachet de cărți. Ia să vedem cum ești tu. Oh, ia uite, direct a sărit prima carte când am întrebat cum ești tu. Cum ești tu? Asul de monede. Foarte stabilă, foarte serioasă energia ta, asul de monede. Persoană foarte serioasă care atunci când promite ceva se ține de cuvânt. O persoană justițiară, așa și sigură. Ai o stabilitate, ești cu capul pe umeri. Casa ta, ia uite câți așa aici. Casa ta, finanțele, dragostea, familia și surprizele. Doi așa avem deja. Tu, foarte stabilă și în casa ta, dragoste, iubire. În casa ta, un nou început plin de dragoste. Ceva îți umple inima de bucurie în casă. Vreau să le clarific așa pe rând, cum am făcut la fiecare zodie în parte. Ia să vedem asul de monede. Mai văd aici un nou început pentru unii dintre voi, un nou job, posibil. Diavolul, ești chiar tu aici, energia ta. Nu știu de ce capricornii sunt reprezentați de cartea diavolului, pentru că nu au nicio treabă. Capricornii chiar nu sunt așa. Nu înțeleg de ce. Nouăle de bâte. Ești un pic obosit, obosită. Da. Nouă de bâte. Te întorci undeva unde ai mai fost. Ai mai fost acolo. Îți pui totuși niște bariere. Văd un drum, iarăși văd drumul ăsta. Dar un drum obositor. Totuși să ai grijă, că te obosești cumva. Drumul ăsta te obosește. Dar dacă tu vrei să-l faci, nu e nicio problemă. Diavolul ăsta nu prea îmi place. Ceva pe drum se întâmplă. Ceva pe drum se întâmplă. Plan, adică ce se întâmplă? În sens, Doamne ferește, nu vă gândiți la ceva rău, că nu se întâmplă nimic rău. Este doar așa o întârziere sau trafic sau... Da, mașina, de exemplu, se întâmplă ceva dacă conduci. Văd că ceri niște, da, cheltui niște bani în plus, cheltuieli suplimentare. Planurile, știi cum e aia, că planul nu se potrivește, cel de acasă cu cel de la piață. Ei, aici chiar merge la tine, deci chiar nu se potrivește. Ia-ți un ban în plus la tine dacă faci un drum, pentru că s-ar putea să ai nevoie.
Probleme cu mașina mai văd sau probleme cu transportul, da? Mașină remorcată. Sper că nu. Văd aici că, da, văd că sunt persoane aici care te ajută. Da, nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Ok. Hai să vedem în casa ta. În casa ta, dragoste, iubire, succes, o victorie, ceva legat de o muncă pe care ai făcut-o în casă, ți-e drag de ceva ce ai făcut, ești apreciat sau apreciată pentru că ai reparat un șifonier, de exemplu, sau ai terminat, ai lăsat casa ca o floare înainte să pleci de acasă sau știi ceva de genul ăsta. Ai muncit foarte mult în casă, ai pus suflet, ai pus dragoste și acum primești cumva așa bucuria aia sufletească și parcă și cei din jurul tău te apreciază, apreciază munca ta, ceea ce tu ai făcut. Dar dacă ești o persoană singură, care locuiește singură, ești tu mulțumită sau mulțumit de ceea ce ai făcut acolo. Finanțele și cariera. Și apare un trei de monede. Bănuții vin din muncă, bănuții vin din colaborare, bănuții... Văd aici o muncă în echipă, mai ales în echipă. Nu lucra de unul singur, una singură, pentru că nu este indicat. Mai văd aici un rege de monede. Regele de monede probabil că ești tu, strângi ceva bănuți. Totuși ai grijă, dacă pe o parte îi strângi și pe o parte întâmpini așa tot felul de obstacole, văd. Nu zic că este o perioadă rea, dar nici o perioadă bună. Parcă muncești destul de mult pentru bănuții tăi. Colaborări. Văd că închei un contract cu cineva sau te asociezi cu cineva. Cineva îți dă o mână de ajutor. Treiul de monede de obicei o muncă în trei, dar dacă, de exemplu, sunteți trei persoane sau ar trebui să fiți trei persoane în echipă, unul văd că are ceva probleme, așa că bazează-te doar pe o singură persoană. Mai poate fi și asta. Mai văd un ajutor financiar din partea cuiva în unele cazuri. Nu e rău. Nu e rău, dar nici extraordinar de bine, da? Nu pot să spun că, wow, ce de bani faci. Nu. Aici e un pic așa, să ai grijă cu mașina sau dacă conduci, sau cu mijlocul de transport, dacă vrei să pleci undeva. În dragoste magie, magicianul care te vrăjește, care te zăpăcește de cap, care te încântă, care se joacă aici cu toate cele. Cineva se chimie mult aici, cineva se umflă, am vrut să zic, cineva se dă mare așa un pic în fața ta, vezi, totuși să ai și grijă, pentru că magicianul mai înseamnă și o persoană care îți arată ce nu este, te face să vezi anumite lucruri, se laudă și te bagă așa un pic în ceață. Dar, în general, magicianul vine cu multă chimie în dragoste, șapte de cupe și regele de spade. Pe cineva dintr-o zodie de aer, posibil, o persoană, întâlnești pe cineva destul de rece, da, regele de spade nu prea e o energie caldă, să ai grijă. Te vrăjește cineva. Ai ceva opțiune aici pe dragoste, șaptele de cupe, dar ești un pic așa în plop și plop în aer, nu știi ce să faci, persoana asta tot încearcă să te convingă. Nu prea știi ce să faci. Îți place și nu-ți place, nu știi dacă e alegerea potrivită, nu prea ești sigură sau sigur de alegerea de această ființă care este în preajma ta. Dacă tu ești energie masculină, s-ar putea să întâlnești aici o femeie care te captivează așa prin felul său de a fi, dar e un pic cu capul în nori, adică nu prea e atât de stabilă ca și tine, e un pic așa aeriană. Și mai are și opțiuni, adică nu ești tu singura opțiune. Ok, hai să vedem mai departe. Familie, ce apare aici, șasele de monede, generozitate, se împart daruri, se împart cadouri în familie, comunicare foarte bună și mai văd aici un 5 de cupe. Ce cu 5 ăsta de cupe? Vorbe, parcă vorbești cu cineva care suferă, care trece printr-o supărare. Voi capricornii nu prea, nici vărsătorii, cum sunt eu, de exemplu, nu prea știm cum să gestionăm emoțiile celorlalți, mai ales atunci când vine vorba de dramă, știi, de supărări din astea. Și se pare că vei avea de-a face sau cineva îți scrie ceva, îți trimite un mesaj, uite că nu mă simt prea bine sau
sufăr sau sunt supărată sau supărat și parcă nu prea știi cum să gestionezi situația, totuși apar foarte generoasă sau generos, dai atenție celor din familia ta. Ok. Și surpriza, o regină de cupe, surpriza. Regina de cupe arată dragoste, iubire necondiționată. Poate fi o energie feminină, dacă tu ești femeie, poate fi o energie feminină care vine în întâmpinarea ta, pe care o vei cunoaște, femeia aceasta care mi-a apărut și la început, o femeie plină de daruri, o femeie cu generoasă, care primește și oferă tot ce e mai frumos, ce e mai bun, care absoarbe, vreau să zic, când am zis că primește, absoarbe așa ca un burete, tot ceea ce... foarte empatică, foarte empatică, da? Dacă ești bărbat, femeia asta s-ar putea să îți dea așa o lecție, să apară în viața ta și să te zăpăcească un pic de cap. Da, uite, îndrăgosteala aici. Ce apare? O femeie de... o regină de cupe și pajul de cupe. Înveți iertarea, în unele cazuri înveți iertarea, înveți ce înseamnă să ierți cu adevărat. E o lecție pentru unii dintre voi această femeie, pentru alții dintre voi o întâlniți undeva la drum, departe, și un act de generozitate vezi în această ființă. Vezi ce înseamnă iubirea, pur și simplu, în adevărata ei formă. Întâlnești un înger, pot să spun. Întâlnești un înger aici. Da, e întâlnire, față în față, te întâlnești fizic cu această persoană. Acum, dacă ești bărbat, e posibil ca această ființă, da, să fie și ceva legat de dragoste, să fie acea femeie așa un pic zăpăcită, un pic cam zăpăcită, o femeie care te captivează cu magicianul șaptele de cupe și regina de cupe, ce mai vrei, ești captivat, ești pur și simplu, nu mai știi ce să faci, vezi atât de multă gingășie în această persoană încât te zăpăcești așa un pic. Ok, vreau să scoatem un sfat pentru tine, dragă Capricorn. Da, uite ce sfat e pentru tine aici. Nu uita niciodată de tine. Niciodată să nu uiți de tine. Deci atunci când îți faci o listă cu cei dragi, da, cu ceea ce iubești tu, să fii și tu pe lista aceea. Pentru că aici mi-arată așa, că ar trebui să-ți amintești întotdeauna să-ți amintești și de tine, da? Să te iubești și pe tine, să nu uiți. Și arată-le celorlalți. Atunci când tu simți că ceilalți nu te apreciază, când tu simți că nu ești apreciat sau apreciat valoare, încearcă să le arăți celorlalți cine ești tu, da? Adică să te scoți și pe tine un pic în evidență. Nu sta retrasă, nu sta retras. Luna mai vine cu sfatul ăsta pentru tine, să îți ceri drepturile. Să nu stai în umbră. Ieși în evidență. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi. Sper că v-a plăcut. A fost o etalare bună, zic eu. Aici să aveți un pic mai multă grijă, da? La drumul ăsta, drumeția asta, pentru că aici văd așa un semnal de alarmă. Dar în rest, toate bune și frumoase. V-am pupat. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau!